unei presupuse cârdășii de genul ăsta pe care toți o intim să încercăm să desfințăm secția specială? Nu, și, nu, revenim și la secția specială. Și nu e doar în acea... dacă ne uităm pe secția specială, apropo de secția specială, pentru că e una dintre foarte posibile noastre asumări în următoarea perioadă, desfințarea secției speciale. Trebuie să vă uitați... Asta e o știre cu asumare pe desfințarea secției speciale. Foarte posibil să fie una... E pregătire ca să înțelegem. Noi avem o rafală de asumări. Posibil ca una dintre asumări să fie pe secția specială, așa cum cea care va fi poimâine, practic, citită, va fi pe două tururi de scrutin. Dar nu doar două tururi de scrutin. Vom avea și pe mărirea numărului de parlamentari în diaspora. Asta e altă asumare, în afară de aia de mâine. Ca să putem ajunge la anticipate, avem nevoie de minim 3. Da, eu vă întreb, domnule Rareș Bogdan, că am ajuns aici. Era mai jos în desfășurător, dar nu contează, discuția e liberă, discutăm de toate. Dumneavoastră, cei de la PNL, ați hotărât să vă asumați răspunderea pe toate subiectele posibile care să meargă pe anticipate sau doar pe subiectele care necesită îndreptări legislative cu adevărat? Că ar fi o mare problemă aici. Noi nu am venit doar de dragul de a face anticipate. Asta își doresc românii. 84% dintre români în toate cercetările sociologice doresc anticipate. Pentru noi, guvernul guvernează, parlamentul blochează. Noi avem o majoritate constituită extrem de greoi, din 8 forțe politice diferite, începând cu Partidul Național Liberal, 96 de parlamentari, continuând cu USR 40, cu UDMR 30, cu ALDE 23, cu cei de la PMP 19, apoi 11 parlamentari de la minorități din cei 16, încă parlamentarii plecați din Pro-România. Deci dacă vă uitați pe toate grupurile care susțin astăzi guvernarea Orban, guvernarea Partidului Național Liberal, sunt numai puțin de 8 grupuri independente în frunte cu Partidul Național Liberal. Guvernarea în această formulă este extrem de greoaie. Fiecare măsură trebuie negociată la maxim. Și PSD, în care forța parlamentară are suficienți parlamentari care au reușit în urma legilor din 2016, prin care să blocheze foarte multe inițiative. Sigur, sunt cazuri în care PSD, încercând să mute, să lase guvernarea în offside, vin în întâmpinarea doleanțelor noastre cu subiectul punerii pe ordinea de zi a scoaterii euroaccizei sau a abrogării recursului compensatoriu sau un subiect extrem de interesant, cel al pensiilor speciale, un subiect care, la rândul nostru, este un motiv de asumare. Vă asumați că asta ar fi o știre. Avem o știre până una alta. Avem așa, posibilă asumare pe SIJ și, iată, posibilă asumare a doua ar fi pe pensiile speciale. Domnule Dumitrescu, e o știre asta. Noi încercăm să punem în aplicare întreg programul de guvernare prin care a fost investit guvernul Orban în Parlament la începutul lunii noiembrie, pe 10 noiembrie, și de asemenea dorim să punem în aplicare toate promisiunile electorale pe care le-am făcut în anul 2019 în fața alegătorilor noștri. Alegători care ne-au poziționat ca prima forță politică a României după anul 2019. La europarlamentare, Partidul Național Liberal a luat 27%, 2.600.000 de voturi, față de celelalte forțe politice, PSD cu 2,2 milioane, respectiv USR cu 2 milioane de voturi și așa mai departe. Deci noi, după anul electoral, a venit campania prezidențială, campanie prezidențială în care candidatul Partidului Național Liberal a câștigat un fanfar președinția României cu 66%. Deci două treimi din cetățenii României i-au acordat șansa domnului președinte Klaus Iohannis să conducă România în continuare. Președinte Klaus Iohannis, care a intrat într-un parteneriat oficial, clar, asumat cu Partidul Național Liberal. Deci e absolut normal ca în urma votului pe care noi l-am primit, a promisiunilor electorale, a întregii retorici a anului 2019, să încercăm să ne punem în aplicare întreg programul electoral și toate promisiunile. Între promisiunile noastre electorale s-a aflat și două tururi de scrutin, s-a aflat și încercarea de a constitui o majoritate prin alegeri anticipate, a fost, bineînțeles, desfințarea SIJ, care va naște discuții, pensiile speciale, care ar vrea ca toți magistrații să nu înțeleagă că Partidul Național Liberal va încerca să știrbească cu ceva forța unui magistrat sau să-l afecteze în vreun fel în independența sa. Nu, dar cred că cei care sunt de bună credință din magistratură sunt deranjați de faptul că un om care rămâne în funcția de judecător sau de procuror are un salariu, un venit mai mic
decât unul care se pensionează mâine dimineață. Deci venitul generat de o pensie specială pentru un procuror sau pentru un judecător este mai mare decât judecătorul în funcție sau procurorul în funcție. Bun. Plus mai există o anomalie și dacă îmi permiteți cu acordul dumneavoastră, aș vrea să, pe de o parte, să-mi cer scuze față de o breaslă, o meserie, o profesiune pe care o respect, din a cărui, de-a lungul timpului, în cei 144 de ani de istorie, mulți lideri liberali au făcut această profesie, cea de avocat. Am explicat, cred că chiar în direct la dumneavoastră sau la o altă televiziune, despre o situație hilară de la Brașov. O situație hilară de la Brașov, care, din păcate, a fost extrapolată sau nu a fost înțelesă suficient și distinși și domni avocați s-au simțit jigniți, considerând că Rareș Bogdan i-a jignit, considerând că nu trebuie să aibă aceeași pensie cu după 25 de ani de muncă ca un judecător sau un procuror. Nici pe departe. Eu n-am spus asta. Dar la spus avocat așa, e vorba de contributivitate. Care anterior au, cu referire la cazul ăsta ați spus, judecători care anterior au fost avocați încasează imoral pensie deoarece au fost plătiți de infractori. Nu, nu. A spus a fost mult mai larg contextul. Sigur, cu referire la acest caz nu, de la a fost Brașov, un caz... dar putem generaliza pe pensie? Nu, a fost un caz specific la Brașov, dar nu e doar unul singur. Culmea că de atunci am aflat nenumărate cazuri. Adică putem generaliza 24 de ani, cel cuvântul pe care vreau să-mi cer scuze față de distinși avocați, este că au primit bani de la infractor. Nu știm dacă au fost infractori sau nu și aici îmi cer scuze, poate exprimarea mea nu a fost cea mai fericită. Dar ce am vrut eu să spun? Un avocat care a beneficiat de statutul meseriei, de contractele bune sau mai puțin bune pe care le-a avut cu diversi clienți, timp de 24 de ani a funcționat pe o piață liberă. Da. În care domnia sa a plătit taxe, a plătit impozite exact. Și a plătit și urmează... Și după a devenit magistrat. Absolut. Și a devenit, putea să primească o pensie conform contributivității. Absolut normal, absolut logic. Ce am spus eu că nu e normal și poate exprimarea mea a fost nefericită sau nu a fost suficient de clară și de asta vreau să revin asupra ei, a fost următoarea chestiune. În momentul în care un avocat, după 24 de ani de carieră, într-o piață liberă, fără a avea niciun fel de limitare, niciun fel de opreliște, niciun fel de... Deci a fost o persoană extrem de liberă, da? Intră în magistratură. Stă un an și avem caz, repet, la Brașov, un astfel de caz, avem altele la Iași, avem la Baia Mare. Și după un an de zile în magistratură, se pensionează, dar pensia specială pe care o încasează este pentru cei 25 de ani. Aici am spus eu că este anormal ca... Și e anormal față de un judecător sau un procuror care stă 25 de ani exclusiv în magistratură. Sunt curios cum o să reglementeze guvernul chestiunea asta, dacă vorbim acum de pensiile speciale, recte astea ale magistraților, pe aceste cazuri, fără ea să-i afecteze eventual pe ceilalți, pentru că deja ceilalți sunt în proteste și instanțele sunt blocate aici... înainte ca măsura să fie luată. Asta a generat cred până acum mesajul. Cred mesajul că nu trebui... al dumneavoastră, mesajul cu pensiile speciale, da. Cred că ar trebui românii, că sunt telespectatori Antena 3 sau altor televiziuni, că sunt fani PNL, Klaus Iohannis sau altor politicieni, în proporție covârșitoare. Inclusiv cei care nu mă plac sau care de-a lungul timpului m-au înjurat uitându-vă la dumneavoastră și fără să mute pe altă televiziune, pe Realitatea în speță, vor un singur lucru, ca românii să primească pensia, toți românii, pe bază de contributivitate. E o chestiune de normalitate. Okay. Și ce le spuneți magistraților de astăzi care sunt lucru, în proteste? Că este nevoie de o discuție extrem de serioasă între asociațiile de magistrați, între sindicatele care reprezintă grefierii sau alte, și reprezentanții Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor, a premierului României. O discuție extrem de serioasă prin care să vedem ce s-a întâmplat și ce poate fi reglementat, pentru că nimeni nu dorește să știrbească din independența judecătorului sau procurorului.